Ia oprește leacă. Bună ziua, oameni gospodari. Iată, noi am venit să vă întrebăm dacă mai este drum mai în capăt. Ajungem undeva? Da. Este, da? Și. Eu ia că de dimineață mă uitam la bierea asta și văd că așa scrie: un prieten adevărat apare cu bierea. Și îmi pare că chiar e din viață. Da. Ia luați câte o biere, așa? Una e fără alcool. Una e fără alcool, că... Fără alcool nu e, adică. Aha, dumneavoastră sunteți la volan? Da. Am înțeles. Și ce avem azi? Ce aveți, scuzați, că aveți chem eu un caz de-l pun cioarele pe masă. Și este meniu azi? Ce ați întâmpinat? Un meniu este, iată acolo, se începe a face bufat combinat cu ghici. E, dar pe asta e împărătească. Țarscaia. Noi nu mai ducem să ne plimbăm. Aleacă, dar eu tare sper că nu ne vedem ultima dată azi. Sănătate! Prietenii sunt de neoprit, dar în scurt timp o să-i doboare și foamea și setea. Iar eu cred că o să mă apuc de gătit. Să mergem! Care și eu mâncat de mititel, cât noroc are în viață sau câte milioane face, dar eu sunt un norocos. Iar că eu stau acum în mijlocul naturii, aici prin preajma satului sau comunei sau așezării Hrușova și gătesc. Ce gătim astăzi? Prieteni, după atâta adrenalină, credeți-mă, trebuie ceva pentru stomacel. Ceva în care să întingi cu pânică și să savurezi. Ceva gustos, sățuos, gras, ca așa ne place nouă. Doamnelor și domnilor, gătim ciorbă de lintie cu bacon, piept de porc afumat sau cum zic cei din fosta Uniune Sovietică. Dați-mi, vă rog, niște pacirov, că de-așa e de așa cum coleg de cărniță, așa. Aha, da, da, e ca așa. Să începem prepararea. Iată aici, ingredientul principal, invitatul VIP a rețetei de astăzi, măria sa, baconul de porc. Toată bucata asta va fi rumenită în acest ceaunel. Să începem. În primul rând, Vlad, dă o brichetă. Hei, mare Dumnezeu! Hai, încă o dată. Vlad, dă o brichetă. Ei, mare Dumnezeu, te-o adus înapoi în viața noastră, a fost om în concediu. Eu m-am săturat să curăț și apă. Poftim, ia loc, Vlad, tu ca un ajutor de bucătar. Deci, lucrăm, ne străduim, da? Nu cum voi, tineretul ăsta în ziua de azi. Doamnelor și domnilor, încingem bine ce unelul. Iată cum s-ar zice, am zăprăvlit, cum zice românul, această butelie. Vlad, ție eu să încredințez o sarcină foarte și foarte importantă. Aș vrea să încurăț și apa asta roșie. După care încurăț și o leacă de usturoi. După care îndecojești rădășina asta de pătrunjel. Prieteni, în ceaun adăugăm ulei de măsline. Uleiul de măsline e mereu alături de mine. Și vândem și pe voi, doamnelor și domnilor. Da, uleiul de floarea soarelui e ok, costă cât vreo 30 ceva de lei. Dar viața e scurtă. Trebuie mai pus niște bănuți și de cumpărat ulei de măsline. Mâncați gustos, dar în primul rând sănătos.
Dacă te-a dat invers. Ok, ia să vedem aici. Vom adăuga și un pic de unt, neapărat. Unt moldovenesc, 82,5. Da, unii să mai pui și unt, ar întreba unii. Mult unt niciodată nu strică. Mult unt nu există, ok? He, da, pe Vlad aici unii usturoi. Ieși-l, rupi o leacă așa, în două, aromatizăm. După care îl scoate. Vă spuneam, prieteni, în fiecare rețetă, dacă sunteți un împătimit al gătitului, e foarte important să știți. Grăsimea trebuie aromatizată înainte de a prăji ceva în ea. Adică trebuie, eu vă sugerez, usturoi, o crenguță de rozmarin, care eu am uitat-o acasă, amestecăm bine. Asta e cartea ta de vizită, ceva așa. Corect. Știi, oamenii talentați mereu sunt cam căscați. Așa a spus un filosof. Prieteni, cum a spus un mare filosof, eu beau ca să mă răslăghesc. Și astea sunt cuvinte din viață, ele sunt cuvinte de aur. Nu poți să-i zici la omul ăla când are dreptate. Mai joci o carte? Mai joci o carte, mai mănânci o strachină de borș. N-aș zice asta. Și nu zis, eu nu știu unde, la ce să gânde, poate, acel care zice asta, poate sude pe dânsul. Grăsimea s-a încins bine, da, eu sunt aici. Așa, luăm bucata de bacon, începem să o prăjim. Șfârleață, cât mai multă șfârleață. Suntem la natură, afară, nu mai este nimeni să zic că Traian, tu iar ai împlut bucătăria asta cu fum. Traian, iar ai lăsat ceva pe plită. Sau, Traian, dar tu nu poți să gătești fără ca să strochești tot păreții ăștia. Știu că mulți dintre voi v-ați întâlnit cu aceste fraze. Asta e realitatea vieții. Ia câtă aici, iată, rădăcina de pătrunjel. Mulți o trec cu vederea, dar eu, prieteni, vă asigur, atunci când o adăugați în fripturi de carne, gustul e cu totul și cu totul special. Da, Traian, dar ce de greu se curăță această rădăcină, ar zice cineva în comentarii. Nu și cu cuțitul fermecat de la Tupperware. Deci, prieteni, mi-am luat un cuțit de la Tupperware care decojește morcovul și cartofii și rădăcinile. Mare mi-a fost uimire atunci când am văzut că în acest set mai este un cuțit. Deci unul pentru o tăietură netedă, așa, și unul mai zimțată. Asta presupun că e pentru rădăcinoase, care au coaja groasă. Hai să încercăm. Ia să vedem. Ia uite, Vlad, uite cât de ușor, uite. Fii atent aici. Nu mai trebuie să rozi cu cuțitul. Sau să încerci să-l decojești cu un cuțit simplu, pierzi 60% din rădăcina asta. Ia schimbăm cuțitele. Wow! E ca unt, prieteni, ia fiți atenți, ia uite, ca unt. Mulțumesc, Tupperware! Ia uitați-vă ce crustă, eh? Toată aroma asta rămâne în bulion. Nu ne atingem de bucata de carne până la finalul rețetei, o vrem întreagă. Deci, ceapa o putem deja adăuga împreună cu usturoiul, aromatizăm și mai mult grăsimea. Vlad, tai prazul, eu tai rădăcina. Rădăcina de pătrunjel este binevenită în bucătărie. La bulion sau la fripturi avem nevoie de aroma pătrunjelului, care de cele mai multe ori e ascunsă anume în rădăcină. Vlad, hai să schimbăm camera că nu m-am mai țin mâini. Ești muzei, ăsta. Ia fii atent, Pașa, la fel unul din studenții mei. Soția lui Pașa, în genere, i s-a schimbat viața spre bine de când am apărut eu în viața lui, pentru că ea ca om mai învață cât ceva nou la de-ale gătitului, drept? Să știi. Salut, Rodica! Poate bine, domn profesor? O, da, domnul student. Bă, iată ce înseamnă să culegi roadele investițiilor tare. E că, fără ca să te întreb, tu dar știi ce să-mi spui. Am dat examenul. Hai dat. Dă-i eu să-ți dau o bere. Hai. Ia să vedem, dragă prieten, ce mesaj ai de la aceste cutii jubileare. A? Iată mesajul. Ia uite ce îți spune ție. Ai nimerit? Chiar dacă eu la școală rar luam 10, vreau să spun pe așa, tu ești un prieten de nota 10. Ai trecut testul prietenii și acum trece testul berii. Te rog. Treci, domn profesor. Îți mulțumesc, tinere. E bună, tare bună. Doamnelor și domnilor, un mic secret. Atunci când faceți ciorbe, fripturi, adăugați praz. Prazul e atât de cremos după ce este bine fiert sau înnăbușit, încât veți simți în fiecare gură aroma lui.
Deci, ce avem aici? Avem o bucată de bacon, avem ulei de măsline, usturoi și apă roșie și praz. Pe final, vom adăuga și un pic de verdeață. Eu acum însă voi adăuga o lingură de paprika, boia dulce și pastă de tomate. Amestecăm bine. Wow, ia priviți aici, Doamne, cum arată șoricul ăsta. Domnul student, spuneți dacă ați văzut vreodată în viață o bucată mai atrăgătoare, o bucată de carne, decât... Nu, e de o poză aici. Așa e? Da. Hai, te rog frumos. De pagina noastră. Chiar te rog, chiar te rog. Tăiem morcovul bucăți mai mari, să arate bine. Mărim un pic focul, călim un pic morcovul. Iar acum, prieteni, un ingredient la fel important, lintea. Aceste fasole mici și cremoase. Apropo, vă îndemn să atrageți atenție la lintea din comerț, aceste doze care te scapă de fiecare dată. Wow, wow, wow! Turnăm până acoperim bucata de carne. Dăm focul mai tare, amestecăm un pic, adăugăm sare, doamnelor și domnilor. Amestecăm, ia să vedem, e bun de sare? Așteptăm. Scoboare un pic bulionul, până atunci putem să mai gândim despre viață. Acum voi citi un mesaj de pe una din cutiile de bere, cutii jubiliare, pentru că Chișinău sărbătorește 150 de ani între prieteni. Un prieten bun. Oh, da. Vorbe de aur. Care este mesajul pe care l-am citit mai devreme? Cel care va răspunde corect în comentarii va participa la o mega extragere. Vom extrage câștigătorul cu ajutorul programului random, corect? Așa. Iar norocosul, gurmandul care ne urmărește, are ocazia să pună mâna pe 50 de cutii de bere. Oleu, grele de tot. Care este mesajul pe care l-am citit mai devreme? Un mesaj care era scris pe cutia de bere Chișinău din colecția jubiliară. Succes! Cel care va câștiga acest premiu, vreau să-l anunț chiar din start, că va trebui să vină cu o mașină, cu un portbagaj mare, cu un prieten sau poate mai mulți și să o încarce în portbagaj. Mâncarea este gata. Aroma îmi șoptește. Da, Traian, sunt gata. Acum vom pune în farfurii. Ah, ce arome, ce culori. Traian. Da. Spune ceva deștept. Ceva deștept? Deci bărbații iubesc pieptul de porc. Pentru că bărbații în general iubesc pieptul. Iată-l, doamnelor și domnilor, invitatul special, VIP. Acum vom începe să-l felie. Ei, ce poți mai vrei? Da, mulțumesc, mulțumesc pentru aplauze. Acum, la mâncare, prietene, că văd că aștepți, te văd și te cunosc după forma feței, că vrei să... Mănânci o porție de supă de linte. ATV-urile s-au oprit, motoarele încinse se răcesc. Abia acum și doar acum puteți servi o bere rece. Iar pentru cei care sunt pofticioși și le se înflă
o parte a corpului, pot savura o bere fără alcool. Cu alte cuvinte, nu mai urcăm pe ATV. I'm going all the way up. Gurmanzilor, vă reamintesc, după ce ați gătit la aer liber, lăsați locul curat și asigurați-vă că focul este stins. Mulțumim gazdei Off-Road Park și lui Nicolae, AK Kamikaze. Îți mulțumim, prietene, pentru aceste clipe de neuitat. Ia să vedem care e mesajul. Hei, am ceva pentru tine. Mereu întrebi, mulțumesc pentru mine. Pentru tine. Îți mulțumim. Acum hai să mergem să mâncăm. Hai. Hai.